am ajuns, nu știu, și îndurarea lui e numai o parte sau o formă de expresie sau manifestării harului lui. Vom asculta o cântare, surorile Liuba, nu le văd, sunt la stație, dar am transmis un mesaj și mă bucur că recepția a fost pozitivă. Justin, ești la datorie, da? După ce fetele cântă cântarea, îl ascultăm pe Justin cu un psalm, o poezie, sau și un psalm și o poezie ce a pregătit, și apoi o cântare comună cu toții vom lăuda pe Domnul. Vă ascultăm. Justin. Psalmul 19. Cerorii răspund slava lui Dumnezeu și întindeam lăbășirea lucrarea mâinilor lui.
o zi strășteată la acest lucru, o nouă trăștia altă despre el și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, ar cărui sunet să fie auzit, dar sunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginea lumii, în ceruri, i-a întins cord soarelui și soarele ca un mire care este în odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz, răsare la un capăt de cerurilor și izbește drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de cădura lui. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celor neștiutori. Orânduirile Domnului sunt fără vihană și înveselesc inima. Poruncile Domnului este curată și luminează ochii. Frica de Domnului este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. El sunt mai de preț decât aurul. Decât mult aurul curat, sunt mai dulci decât mierea de copicului din faguri. Robul glăgmea și învățura de la ele, pentru cine le poate spatea este mare. Cine-ți cunoaște cășerile făcute din neștiință? Iartă-n cășerile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovate păcate mari. Privește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugete inimii mele. Doamne, stânca-mă și păvitorul meu. Amin. Până când fratele alege cântarea, să știți că el este în serviciu de urgență, fratele Cristi. Fratele Ionel s-a tot învârtit și a văzut că noi la New York avem dreptul la circulație liberă. Circulăm cu mașina în jurul blocului până amețim. Alții în alte părți au și dreptul la parcare. Noi la parcare îl avem când îl găsim. Și văzând, întrebându-o să Mariana, fratele Ionel, și am înțeles că se învârte, am apelat așa de urgență la fratele Cristi și a zis, frate Cristi, treci la microfon, ia o cântare în îndurarea Domnului, cum mă ajut, nu știu, dar cântare foarte potrivită, foarte bună, dar până atunci, vis-a-vis de îndurare, vreau și eu să fac un apel la îndurarea Domnului și vreau să vă spun că și dacă va voi Domnul, vom trăi și weekendul acesta, respectiv săptămâna viitoare, care e o săptămână de vacanță, pentru elevi și studenți și să știți că niciodată nu e așa bună înțelegere între elevi și profesori, ca și când e vorba de vacanță sau de zile libere. Atunci suntem un suflet cu toții. De obicei avem contradicții, dar de vacanță și profesorii și elevii sunt de acord și vom fi plecați. Pentru aceasta fac un apel la voi toți să ne aveți în rugăciune. Să ne pomeniți acolo în rugăciunile voastre, faceți și nouă o paranteză și pentru fratele Levi și pentru sora Aminodora și totodată vreau să exprim un cuvânt de mulțumire pentru frații care vor ține locul, fratele Costel, fratele Ionel, ceilalți frați așa de servicii, fratele Dincă va predica la serviciul de seară, duminica viitoare și fie ca Domnul să dea binecuvântare tuturora celor care sunt aici, celor care vor fi plecați. Amin. Să cântăm cu toții pentru slava Domnului și haideți ca în timp ce cântăm această cântare să ne închinăm și cu darurile de bunăvoie. Fratele Iosif, fratele Nelu Ieremia vor purta colecta. Cântarea numărul 253, cântele Evangheliei, 253. În îndurarea Domnului, cum am ajuns, nu știu, răscumpărat pentru ce sunt, care mult am greșit. În îndurarea Domnului, cum am ajuns,
ajuns nu știu. Răscumpărat pentru ce sunt, care mult am greșit. Dar știu bine în cine mă încred, nu mă va despărți nimic de el. Îmi va da partea veșnică când va fi să vin la el. Eu nu știu mie Dumnezeu credința cum i-a dat. Durerile sufletului nu știu cum am încetat. Dar știu bine în cine mă știu bine în cine mă-ncred, nu mă va despărți nimic de el. Îmi va da partea veșnică când va fi să vină. Dar știu bine în cine mă cred, nu mă va despărți nimic de el. Îmi va da partea veșnică când va fi să fie. Să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Galateni, capitolul 3. Citim în continuare de la textul citit la rugăciune, de la versetul 1 înainte, pagina 1140. O Galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor căror a fost zgrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Iată numai ce voie să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zădar a suferit voi atât de mult, dacă în adevăr e în zădar. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței?
Tot așa și Avraam a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost ocotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, dar, că fiii ai lui Avraam sunt cei ce au credință. Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună, această veste bună, toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avraam cel credincios. Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este învederat că cel neprihănit prin credință va trăi. Însă legea nu se întemeiază pe credință, ci ea zice, cine va face aceste lucruri va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Și continuăm de la versetul 23 chiar. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avraam, moștenitori prin făgăduință. Amin. Ne închinăm, Domnul. Amin. Ocupăm locurile. Cu ajutorul lui Dumnezeu aș dori să aduc astă seară pentru sufletele noastre un mesaj din cuvântul lui Dumnezeu, a cărui temă este exact ceea ce am avut la școala duminicală, credința care mântuiește, sau mai degrabă complementul acestei teme care am avut la școala duminicală. Și predica asta poate avea atâtea puncte cât timp este. Nu știu câte puncte o să aibă, o să le numărăm poate pe parcurs, dar nu asta e important, dar va avea două secțiuni majore. Prima parte va fi partea dinainte de cântările corului și apoi va avea un timp pentru cântările corului și va fi apoi partea a doua. Deci va fi două părți și câte puncte în fiecare parte, harul și mila Domnului. Dimineață am avut toate serviciile un pic mai condensate ca să putem desfășura și lucrările adunării generale, darea de seamă, alegerile, să nu ne întindem prea mult după, să putem fi la 5 la Casa Domnului și vă mulțumesc și vă felicit că ați fost punctual. Chiar dacă v-ați învârtit în jurul blacului, ați fost socotiți ca prezenți. Și vreau să vă spun că lecția de astăzi am scurtat un pic, așa a fost cazul. Și în timp ce fratele Cristi explica lecția și apoi a dat cuvânt altor frați și au adus fiecare raportul lui și au spus lucruri adevărate, în primul rând, minunate, corecte, drepte,
Stând și ascultând, eram înviorat de ceea ce s-a spus, ce se spunea și ce frase au adus. Parcă îmi părea rău de ce nu o să se poată spune și parcă retrăiam încă o dată lecția asta și mi-a venit un gând. Și eu zic că gândul ăsta a fost așa o inspirație, care nu cred că a fost întâmplătoare. Și pe când savuram gândul acesta, și aproape era să devin interesant și să mă cred important, că mă, oare ăștia din biserică, frații ăștia ai mei care studiază împreună cu mine, oare realizează ei ce, la ce mă gândesc eu acum, ce gând mi-a venit mie, sunt pe banc acolo. Păi dacă te gândești la temă, sigur, îți vin gânduri din temă. Și vreau să vă spun că eu vreau întotdeauna să avem o lecție bună sau un plan de lecție bun, nu? Și dacă reușesc sau nu, asta e altă treabă, dar să fii sigur de faptul că vreau asta. Și când predic, totdeauna aș vrea să predic foarte bine, ca să placă întregii adunări și să folosească, da? Dacă nu reușesc întotdeauna, totuși să-mi dați credit, să mă iubiți, pentru că vreau întotdeauna. Și gândul meu a mers la titlul lecției, care, eu zic că e foarte frumos, credința care mântuiește. Și mă gândeam, sper că fraților le-au plăcut textele care le-am ales, au rămas multe la fel de minunate, care nu le-am putut pune pe toate, dar sper că le-a plăcut titlul, credința care mântuiește, e tare frumos. Să nu crezi că l-am inventat, l-au spus și alții înaintea mea și înaintea noastră. Dar parcă mi s-a prins un bec, cum zicea fratele Emanuel, comparând credința cu un curent electric și noi fiind becul. Credința vine, ne mai și o punem câteodată și ne face să luminăm. Și am zis, dacă predicăm și mărturisim o credință care mântuiește, parcă reversul sau complementul acesta este că sunt și credințe care nu mântuiesc. Și nu că nu m-am mai gândit niciodată la asta, dar parcă așa m-a izbit contrastul acesta. Credința care mântuiește, o fi, se poate să fie, trebuie să fie și credința care nu mântuiește. Și îmi părea rău că școala biblică așa mai scurtă și nu va fi timp să se atingă și tema asta, credința care nu mântuiește. Și când eram bucuros de gândul ăsta și un pic trist că nu se va aborda, îi se dă cuvântul fratelui Nelu. Și vine fratele la microfon și primul lucru, așa ca și cum lovești un cui cu ciocanul direct în cap, lovit bine, zice, credința care mântuiește. Dar dacă este o credință care mântuiește, spunea dânsul, înseamnă că este și o credință care nu mântuiește. Și apoi se dă cuvântul fratelui Iosif și vine fratele Iosif și detaliază și chiar subliniază câteva credințe care nu mântuiesc. Foarte mult oamenii vorbesc de credință și da, și eu am credință și eu am credința mea și eu cred în ceva și da, voi aveți credința voastră și eu am credința mea, dar lucrurile trebuie să aduse aici și înțelese aici. Din toate credințele care le putem avea, care oamenii le au, este o singură credință care mântuiește. Numai una este credința care mântuiește. Și textul care l-am ales ca și cuvânt de aur și l-am avut la școala duminicală, ne spune, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Frate Costel Cristian, printre lucrurile care ne-a spus, ne-a vorbit de acest test, de fapt de două teste, testul trăirii și testul mărturisirii. Și în prima fază, așa când citești repede, și ție și mie, sau cel puțin mie, să zic că e ca tot una, nu? Și dânsul a subliniat că de fapt sunt două și că apostolii și ucenicii trăiau credința și Evanghelia când erau acolo închiși cu ușile și geamurile închise și ușile zăvorite de frica iudeilor. Ei trăiau credința, erau credincioși, da? Ce le lipsea? Nu mărturiseau. A trebuit să vină Duhul Sfânt peste ei, să le transforme, să le dea curajul și puterea și înflăcrarea aceea ca să mărturisească ceea ce
ceea ce trăiau. Acest test dublu al credinței mântuitoare și trăire și mărturisire. Vedeți, în vremea noastră, aici în America, încă, chiar dacă să știți că există o luptă împotriva credinței adevărate, dar totuși încă ne bucurăm de pace și de liniște. Dacă nu avem, eu știu, the red carpet în fața picioarelor noastre, dar cel puțin suntem tolerați. Nu stau la fel lucrurile în Pakistan sau în Sudan sau în Arabia Saudită. Nu e același lucru și de aceea acesta mărturisii trebuie înțeles în contextul de atunci, când cineva care avea curajul să mărturisească că Iisus Hristos este Domn, pur și simplu își spunea viața în pericol și mulți au plătit pentru această credință și această mărturie cu viața lor. Tertulian, într-o scrisoare apologetică de apărare a credincioșilor către Cezarul de la Roma, spunea că și sângele martirilor este sămânța creștinilor. Această mărturisire cu gura nu-i numai așa că la Sunday School sau undeva, în cafea, spui, știi ceva? Și eu cred că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și gândul meu a mers la, ca să zic așa, complementul sau partea nevăzută a lecției noastre, care ar putea fi o altă lecție, ar putea fi o predică și deci aveam altceva pregătit și poate mai bine pregătit, nu știu, dar m-am văzut obligat ca să schimb mesajul, așa ca Iuda care zicea, pe când mă gândeam să vă vorbesc despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă vorbesc despre credința dată odată pentru totdeauna Sfinților. Și în prima secțiune, primul lucru vreau să stabilim foarte bine, deși văd că avem acest acord și această înțelegere, am văzut prin frații care au luat cuvântul la școala biblică, prin feedback-ul care mi l-ați dat, cred că n-avem niciun dubiu că există credință care nu mântuiește și că sunt credințe care nu mântuiesc. Cred că nu este mai puternică dovadă decât ceea ce Iacov spune în epistola lui la capitolul 2 cu versetul 19. Ascultați, Iacov 2 cu 19. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Și înainte ca să continuăm cu aceste versete, că se poate pune și pe screen, Iacov 2 cu 19, aș vrea să ne reamintim împreună și să ne conectăm la Scriptura Vechiului Testament la care Iacov se referă. Este o parte, una dintre cele mai importante părți din Tora, așa numită Shema Israel. Ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Și textul acesta la care se referă, la care face aluzie sau pe care îl aduce în prim plan Iacov, este în Deuteronom 6 cu 4. Ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, singurul Dumnezeu. Traducerea oarecum mai literală, mai motamo, este ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este unul. Și e o doctrină foarte adâncă, o teză foarte importantă, aceea a unității lui Dumnezeu și a unicității lui Dumnezeu. Nu e așa că doar este un Dumnezeu al nostru, avem și noi un Dumnezeu. E o temelie a Scripturii, acest Deuteronom 6 cu 4, Shema Israel, dacă vreți, inima mărturisirii de credință a poporului lui Dumnezeu. Ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este unul, este singurul Domn, este singurul Dumnezeu, nu mai sunt alți Dumnezeu. Este extraordinar. Tu crezi că Dumnezeu este unul? Ai mărturia corectă? Ai doctrina corectă? Ai mărturisirea de credință corectă? Dar știi ceva? Și dracii cred și se înfioară. Să lăsăm pe scrin Iacov 2 cu 19. Dar și dracii cred și se înfioară.
Asta înseamnă că au două feluri de credință sau o credință care se manifestă în două planuri. Planul intelectual, cred. Dracii cred. N-au nicio îndoială. Noi mai avem. Sunt cântări frumoase, vindecă a mea. A mea îndoială. Ce mă apasă uneori când mi-e inima întristată și prin suflet trec fiori. Dracii n-au nicio îndoială. De la cel mai mare până la cel mai mic. N-au nicio îndoială. Și se manifestă și în plan emoțional, sentimental, se înfioară. Înfiorarea asta însă nu-i de natură că ești înfiorat de măreția, frumusețea lui Dumnezeu și nici măcar de frica de Dumnezeu care e începutul înțelepciunii. Nu asta o au ei. Este clar, cred că la momentul acesta din Iacov 2:19, căci dracii care cresc și se înfioară nu sunt și nu vor fi și nu pot fi mântuiți. Petru face referință foarte clară la aceasta când ne vorbește despre faptul că sunt, aceste duhuri sunt păstrate în lanțuri. Și interesant este și important și o temă de reflexie fascinantă pentru ei, s-au răzvrătit, au devenit insubordonați împotrivitorului Dumnezeu. Nu există har, nu există posibilitate, ci doar o așteptare îngrozitoare. Dar haideți să privim un pic la această credință a dracilor. Nu vom insista mult, este foarte important, pentru că ei cred și se înfioară și Iacov ne arată foarte clar că această credință nu are cum să mântuiască. Există un episod relatat în Evanghelie sinoptice, Matei, Marcu și Luca, acel episod al vindecării îndrăscitului din Gadara. Dacă citim în toate cele trei evanghelii, sunt anumite diferențe sau anumite, dacă vreți, aspecte sau sublinieri într-una față de altă, exact ca și cum un reporter sau un fotograf când prezintă un eveniment sau un accident insistă mai mult la unele aspecte sau la unele detalii, dar în esență relatarea este aceea și numitorul comun este că acolo în Gadara era un om care era demonizat. Unul din evanghelii spune că l-au întâmpinat doi îndrăciți. Acest demonizat ajunge în prezența Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos decide să-l vindece, să-l elibereze. Și când citim, nu o să citim tot paragraful, începe oarecum, parcă impresia la primele versete este că Domnul Iisus ar discuta cu omul demonizat, dar cum citești mai departe, vezi că discuția nu-i de fapt între Dumnezeu, între Domnul Iisus Hristos și acel personaj, ci între el și Duhul sau duhurile care îl stăpâneau, care locuiau în el. Și la un moment dat Mântuitorul spune, cum îți este numele? Și te aștepta ca să spună că sunt Filip sau Andrei sau Ioan sau Ieremia sau vreun nume de oarecare, fie juiș sau grec sau latinesc. Și el spune că numele meu este Legiune, pentru că suntem mulți. Și de aici căpătăm foarte clar realizarea că de fapt Domnul Iisus discută nu atât cu omul ăsta, omul ăsta nu mai putea vorbi de la el, ci vorbeau duhurile din el. O legiune este o formație militară romană care numără oriunde între 5.000 de soldați și 7.000. Numărul poate varia, dar și cel mai mic, cea mai mică legiune de 5.000 înseamnă enorm de mult. Și când citim cele trei paragrafe, se cam vede ce spun acești draci, aceste duhuri. Matei 8:28, și iată că au început să strige, ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu. Wow! Știți când Bartimeu s-a rugat și a crezut și el și a zis, Iisuse, Fiul cui?
Fiul lui David, ai milă de mine! Mare credință și asta! Dar uitați-vă la credința, la ce spun duhurile! Ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu! Și dracii cred! Și să știți, au credința lor la acest capitol e corectă. Și totuși pe ei lui mântuiești. Apoi spun ei, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme și se continuă și zice că îl rugau să nu-i trimită în adânc, adică în infern, în iad, în iazul de foc, în pediapsa veșnică. Sunt atâția oameni, chiar și oameni care merg la biserică și se socotesc religioși și nu cred în pediapsa veșnică. Sunt teologi care spun că dacă ești mântuit, ca de pildă John Stott, un teolog protestant, John Stott spune, are această doctrină care la mulți le place, a neantizării. Dacă n-ai fost credincios, dacă n-ai să fii mântuit, numai sufletul tău este anihilat, este neantizat și gata! Și moartea asta, faptul că ai murit odată pentru totdeauna, asta e pedeapsa veșnică, iar dacă ești, bine mersi, mântuit, născut din nou, vei fi înviat și vei fi pe veci de veci cu Domnul, dar nu există iad și nu există pedeapsa veșnică. Dracii, uitați-vă că îl rugau să nu îi trimite în adânc. Deci două doctrine majore. Doctrina și învățătura că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că este iad și pedeapsă veșnică, ei n-au nicio îndoială cu privire la aceasta. Să ne gândim. Foarte important. Apoi, tot Iacov ne mai arată un fel de credință care nu-i mântuitoare, ci e înșelătoare, în Iacov 1:26. Dar dacă crede cineva că este religios, și în paranteză eu aș spune credincios, uneori chiar noi predicatorii facem așa o mare tevatură despre faptul că o religie e una și credința e alta și că poți să ai religie, dar nu religie trebuie să ai, dar să ai credință, fraților. Orice religie, în orice formă ar fi ea, are în ea o anume credință. Are un anume sâmbure de credință. Nu-s două lucruri absolut diferite. Și religie vine la cuvântul religos, care înseamnă relegare. În credința creștină sau în religia creștină, noi suntem relegați, conectați cu Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Așa că ceea ce Iacov spune, dar dacă crede cineva că este religios și sau credincios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima. Religiunea acestui om este zădarnică, el nu este relegat cu Dumnezeu. Legătura e ruptă de păcat, nu e relegată, nu e reînodată și el este tot despărțit de Dumnezeu, căci păcatele noastre, cele multe, pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și păcătosul poate să zică, aleluia, prin har a căzut zidul Berlinului, zidul păcatelor, dar zidul care despărțește pe păcătos de Dumnezeu, dacă nu este o credință reală, autentică, mântuitoare, el rămâne în picioare. Iacov 1:26, dar dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui asemenea om este zadarnică. Iată deci că religia poate să fie zadarnică și religia sau credința unui om poate fi chiar înșelătoare. Un predicator din Evul Mediu, pe nume Savonarola, care a și fost omorât, martirizat, ars pe rug pentru credința lui și predicarea Evangheliei și a sfințeniei lui Dumnezeu, a făcut o afirmație care este pe cât de șocantă, pe atât de profundă și de când am citit-o prima dată, mi-a rămas așa în minte și în inimă. Și Savonarola spunea că sunt unii oameni care în mod sincer cred în Dumnezeu. Sunt oameni, și cred că și noi facem parte din categoria celor care cred în modul cel mai sincer. Dar el spunea în continuare, iar alții sunt și altfel de oameni care tot la fel de sincer, numai cred că cred. M-a șocat această afirmație, am încercat să o mestec, să o înțeleg. Vai, există deci posibilitatea să cred și numai să cred că cred? Da, există.
Și credința reală e cea care mântuie și credința care numai crede, o crede, nu mântuie. Dar dacă crede cineva, în alte cuvinte, e ce spune Iacov și Savonarola la oaltă, dar dacă crede cineva că este religios, dacă crede că nu mai credincios, dar își înșală inima, religia unui asemenea om sau credința unui asemenea om este zadarnică. Apoi vă amintiți că la pildele Domnului Iisus Hristos la școala duminicală am avut o pildă scurtă, frumoasă, dar nu ne-a ajuns timpul să învățăm din ea, pilda vameșului și a fariseului. Doi oameni merg la templu, amândoi se duc să se închine, amândoi se închină, amândoi cred în Dumnezeu, amândoi au oarecare religie, unul se roagă într-un fel, altul se roagă într-altul. Și cum pleacă de la templu? Unul pleacă iertat, nu? Iar celălalt pleacă neiertat. Nu vrem să predicăm din pildă asta, dar ascultați numai cum introduce evanghelistul această pildă. Iisus a mai spus și pilda aceasta, pilda vameșului și fariseului, pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe alții. Să știți că este plaga vremii moderne, credința în noi înșine. La școală, tot felul de postere, you have to believe in yourself, to follow the dream, if you can dream, you can achieve. Vezi de treabă. Dacă ar fi să mă încred în mine, pentru mântuirea mea, în iad ajung. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se credeau uneiși că sunt neprihăniți și credeau că pot fi mântuiți prin neprihănirea lor. Doamne, știți cum îi spune cetățeanul ăsta? Fariseu. Da. Eu nu scăl ăsta, Și avea dreptate. Și totuși n-a primit iertarea lui Dumnezeu și nu s-a întors acasă iertat. Iată deci credința aceasta care nu are cum să mântuiască. Apoi avem în Vechiul Testament un text foarte important despre o altă credință care nu mântuiește și nu poate mântui și cuvântul spune blestemat să fie omul care se încrede în om. La acest verset nu trebuie scos din contextul Bibliei. Aici nu e vorba că dacă fratele Daniel Decean îmi spune ceva cu privire la mâini, la un eveniment, eu să spun, eu nu te pot crede, nu te cred. Nu te cred pentru că zice Biblia să nu mă crede în tine, că dacă mă încrede, îți blestemați. Sau dacă o soră îmi spune ceva, frate Levi, uite ce ți-a transmis cineva. Soră, nu te pot crede, că zice că să nu credem în oameni. Nu! Noi trebuie să avem da al nostru, să fie da și nu, nu, și ce vine de acolo încolo vine de la cel rău. Când un frate al meu îmi spune ceva, eu îl cred ce îmi spune. Acolo versetul spune că este blestemat cel care se încrede în om sau în oameni pentru mântuire. Poți să te încrezi în preot, poți să te încrezi în papa de la Roma, în sinodul de la Constantinopol, în patriarh. Ei nu se pot mântui nici pe ei. Și apoi o altă credință care, și de fapt aici lucrurile se împart, este credința care mântuiește, vom vedea, și am văzut deja, este credința în cineva. Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el. Credința care mântuiește este o credință în el. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ei, când oamenii spun, și eu am credința mea, și eu cred în ceva, cred într-o forță, cred într-o putere, într-o rațiune universală, credința filozofilor de pildă, sau chiar a oamenilor de știință, în ceva. Nu se poate, trebuie să fie ceva. Credința asta în ceva e bună acolo, în sensul că poate fi privită ca niște pietre pe care, ca niște trepte pe care calci, să ajungi la credința adevărată. Dar credința în ceva n-a mântuit, nu mântuiește și nu va mântui pe nimeni. Singura credință care mântuiește este credința în cineva, într-o persoană, în Dumnezeul care s-a întrupat, în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul Iisus. Și acum, în timp ce se cântă câteva acorduri la orgă, coriștii vor veni, își vor ocupa lucrurile pentru slujire,
ne vor binecuvânta prin cântările care le vor aduce pentru slava Domnului și vom avea partea a doua în care ne vom ocupa de un singur fel de credință care, cât e de frumoasă și de dreaptă, totuși nu mântuiește, credința în lege, în Tora, în lege. Și vom vedea de ce credința în lege n-a mântuit pe nimeni, nici măcar pe Moise, și nici nu poate mântui. Și că, de fapt, cei care vor să fie mântuiți prin lege sunt sub blestem și am citit deja două texte, doi piloni ai mântuirii prin credință. În timpul câteva acorduri la orgă, frații și surorile care slujesc în cor sunt invitați să-și ocupe locurile. Vom asculta corul cântând pentru slava Domnului Dumnezeului nostru și pentru înviorarea sufletelor noastre. Corul.
Mulțumim, Domnul, să vă binecuvinteze. Doresc să citesc doar câteva versete din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, de la 39 la 47, cu o subliniere sau două maxim și apoi corul va mai cânta o cântare. Aici, în Evanghelia după Ioan, și noi am trecut prin această Evanghelie, așa, paragraf cu paragraf, verset cu verset, există acest text în care Domnul Iisus Hristos vorbește cu iudeii din vremea lui, cu contemporanii lui, și ascultați ce le spune. Pagina 1031, Ioan 5, de la 39. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Observați deja că erau niște oameni care credeau în Scripturi. Credeau că Tora și prorocii și psalmii sunt cuvântul lui Dumnezeu. Voi cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine și, deși le cercetau și ziceau că cred în ele, nu voiau să vină la Domnul Iisus ca să aibă viață. Și dacă cineva nu vine la Domnul Iisus, care este viața și sursa vieții, izvorul, originea de totul vieții, știți ceva, n-are viață. Nu contează câtă cultură are, câte informații are, ce degree-uri are în teologie sau în filozofie. Versetul 41. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni, dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Credința care mântuiește nu e o abstracție, nu e o filozofie sau o teologie. Și încă din Vechiul Testament, încă de lege, se spunea să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele Lui însuși, pe acela îl veți primi. Asta este credința în oameni. Blestemat să fie omul care se încrede în om. Va veni cineva în numele Lui însuși. Vor veni mulți proroși și Hristoși mincinoși. Ne avertizează Domnul Iisus Hristos și interesant este că cei ce nu vor să creadă în Fiul lui Dumnezeu cred lucrări de rătăcire și cred în oameni. Apoi, cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Este cine să vă învinuiască. Moise, în care v-a spus nădejdea. Și ei, să știți, credeau în Moise. Sau cel puțin ziceau că cred în Moise. Sau cel puțin credeau că cred în Moise. Și eu, de fapt, am această înțelegere și cred că vă însușiți și voi, că ei, de fapt, nu credeau în Moise, respectiv în ce a scris Moise, ci mai mult doar credeau că cred. Uitați ce spune Domnul Iisus. Căci dacă ați crede pe Moise, dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Ei spuneau că l-au pe Moise și că cred în Moise și în ce a scris Moise și Domnul zice căci dacă ați crede pe Moise, care e înțelesul? Voi de fapt ziceți că îl credeți, dar nu? Dar nu îl credeți. Va să zic că voi numai credeți că credeți. Voi numai vă închipuiți că credeți. Vă place să credeți că credeți. Dar de fapt nu credeți. Căci dacă ați crede pe Moise, ați dat curs la ce a spus Moise. Și ați crede pe mine, căci Moise a scris despre mine. Și amintiți-vă, am avut acele lecții speciale cu care am început din prima sărbătorilor, prorociile. În Moise scrie, Domnul Dumnezeul vostru va ridica dintre frații voștri un proroc a mine. De el să ascultați despre Domnul Iisus Hristos, a scris Moise. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele mele? Și ăștia nu erau niște iudei de aia de rând care numai se plimbau pe Main Street. Ăștia erau învățători, cărturari, farisei, licențiați în legea lui Moise, aveau legea în degetul mic, o învățau în detalii, se lăudau cu cred și Domnul Iisus spune, știi care treaba? Dacă ați crede și l-ați crede, m-ați crede și pe mine. Care va să zică după assessmentul și cântărirea care Domnul le face, oamenii ăștia n-aveau o credință adevărată, ci doar își închipeau că cred, credeau că cred. Ascultăm corul cu o cântare.
Mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze. Secțiunea aceasta care o vom aborda în timpul care îl avem, așa printre câteva cântări, nu o să o epuizăm în această seară, mai avem din ciclul acesta de lecții în care suntem acum, duminica viitoare, o lecție, lecția 13 și, în paranteză fie spus, vă rog să nu vă lăsați înșelați, intimidați de o greșeală mare acolo cu majuscule, care spune în stânga lecția 13, asta e corect, dar în dreapta de upper corner zice 13 februarie. Nu este, este 16. Am stat și m-am gândit cum am putut să greșesc așa ceva, tocmai eu să greșesc așa ceva. Și mi-am dat seama cum am putut să greșesc și toți greșim în multe feluri. Când am zis lecția 13 și am scris lecția 13, așa, mai, na, ca elefantul la claviatură, mi-a rămas în minte lecția 13 și când am mers la dată încă nu s-a șters. 13, sau e ceva cu numele ăsta, cu numărul ăsta de 13, nu crede la asta. Cam așa se întâmplă greșit. E vorba de lecția 13, dar data este 16, pocăința, calea și porunca lui Dumnezeu pentru mântuire și apoi botezul nou testamental, botezul credincioșilor. Și după aceea, dacă va voi Domnul, vom trăi și cu voia lui vom începe un studiu biblic care va dura probabil un an de zile, Roman și Galaten, împreună. Și atunci noi vom revizita tema aceasta chiar în mai multe lecții. Epistola către Roman și Galaten sunt două scrieri ale Apostolului Pavel care reprezintă temelia sau, dacă vreți, doctrinele de bază ale credinței creștine. Pilonii, fundația credinței creștine. Și în această secțiune, în această seară, ne vom referi un pic, cum am anticipat, la credința în lege, în Tora. Primele 5 cărți ale Bibliei. 613 porunci în toată legea. Clădite pe 10 stânci mari, cele 10 porunci, pe decalog. Sunt multe și, dacă ai vrea să le înveți, nu să le ții minte, o să studiești despre asta, o să fie câteva mesaje, dar minte să le mai și împlinești. Că e greu să le înveți pe toate, nu? La noi la școală 10-15 formule la examene le dăm și la rigen, le dăm pe foaie, nu? Să le aibă acolo, la urmă, să uite la ele. Că cum să-i abuzăm să memoreze 10 formule? Dați-te porunci. Credința în lege și întrebarea la care vrem să răspundem și chiar de această seară, eu cred că avem deja răspunsul, numai ni-l întărim, de ce nu mântuiește credința în lege? De ce nu putem fi mântuiți prin lege și prin credința în lege? Și care este, de fapt, rolul legii în planul de mântuire al Dumnezeu, în economia mântuirii Dumnezeu? Ați observat când am citit Scriptura pentru că prevedea că Dumnezeu are să socotească neamurile și neamurile neprienite cum și prin ce? Prin credință. Și legea, să știți că prevedea și vom vedea care este rolul legii. În primul rând, aș vrea să apelăm la fratele nostru Iacov, care ne-a referit mult în această zi și ultimele vineri, și să vedeți că Iacov, și foarte important, asta ne spune că nu avem cum să fim mântuiți prin lege. Foarte mulți teologi și mulți predicatori privesc la epistola lui Iacov ca la cea mai iudaică, mai evreiască scriere a Noului Testament. Unii văd chiar o contradicție între Pavel și Iacov, care e o copilărie, o naivitate. Dar să știți că teologi mari, ca de pildă Luther, a fost foarte tulburat de Iacov, până acolo încât a făcut o gafă așa de mare, încât a zis, lăsați-mă pace cu epistola lui Iacov. Epistola lui Iacov e epistola de paie. Pentru că numai atunci când înțelegem de unde a ieșit Luther, în romanul catolicism, unde totul era o teologie a mântuirii prin fapte. Că omul se mântuiește pe el, prin ceea ce face. Dacă a făcut un păcat și o greșeală, n-are decât să nu mai mânce nu știu câte zile, să se bată cu biciul pe spate, să umble pe genunchi, în celulă, pe beton. Și în felul ăsta s-a rezolvat problema și el a citit epistola lui Iacov din perspectiva asta. El a fost și rămâne un mare teolog și un vas de care Dumnezeu s-a folosit, dar oamenii mari au scăpări mari și au greșeli mari. Aș vrea să vedeți cum Iacov
ne arată foarte clar că mântuirea nu poate fi prin lege și că legea nu poate mântui. Iacov 20:11. Căci dacă păzește cineva toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci el și-a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Nu al unei legi, ci al legii. Nu ești vinovat de porunca aia care o caști doar, ci de toate. Și observați că forma pentru păcat este cea mai soft posibilă. Căci dacă păzește cineva toată legea și greșește, greșește. Știți, păcatul este fără de lege, împotrivire față de legea lui Dumnezeu. Păcatul este răzvrătire, păcatul este decizia omului ca să facă în ciuda legii lui Dumnezeu. Dar aici nu e vorba de unul care face ciuda legii lui Dumnezeu, ci unul care greșește. Și greșeala e păcat. Și omiterea e păcat și comiterea e păcat. Dacă păzește cineva toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Că și el și-a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum dacă prea curvești, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Ideea poate fi foarte simplu dacă compari legea cu mașina. Mașina te duce la destinație, de la punctul A la punctul B, dacă toate sistemele funcționează perfect. Dacă n-ai baterie, numai una ai. Atâta, o singură problemă, încă minoră, nu? Baterie. Te duci? Nu. Nu slujește la nimic. Dacă n-ai alternatorul, încarcă bateria. Și dacă ai bateria bună și repede rămâi în pană, dacă n-ai ăla, cum îl cheamă? Electromotorul, starter, nu ai. Până la urmă trebuie tot ce are mașina, toate sistemele să funcționeze fără greș. Dacă unul nu funcționează, se cheamă că stai acasă sau mergi cu trenul. Dacă vrei să ajungi în cer, pe baza legii, trebuie ca 100% în totul totului, tot să fii perfect. Și venim la împăratul Solomon care zicea, când poporul tău care a păcătuit va veni și va cere iertare, că nu e om care să nu păcătuiască sau să nu greșească, și pentru că legea, dacă ar fi să poată mântui, și dacă ar fi o mântuire prin lege, odată că ne-am mântuit noi, dar ar trebui ca 100%, să nu avem nici măcar o greșeală, nici în suflet, nici în minte, nici în inimă, nici în fapte, nici în vorbe. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Și un asemenea om nu există. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Așa că aș vrea să vedeți că Iacov ne arată foarte clar că omul nu poate fi mântuit prin lege. El subliniază importanța legii, dar nu în faptul de a da mântuire. Știți ce face legea? În teologia mântuirii, legea dă cunoștința deplină a păcatului. Ascultăm corul.
de la Apostolul Iacov și de la dovedirea care el o face că nu putem fi mântuiți prin lege, vom merge la Pavel în Galateni și în Romani și vom vedea că numai prin har suntem mântuiți și numai prin credință suntem mântuiți. Ceea ce subliniază Iacov este foarte interesant aici, căci dacă cineva greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de călcarea întregii legi, a tuturor poruncilor. Nouă, paradoxal, ni se pare că dacă împlinim o poruncă sau două, așa suntem de grozav ca și cum am împlinit toată legea. Nimeni nu-i ca noi. Uite, eu n-am furat niciodată. N-am ucis sau n-am prea curvit. Wow, aleluia, chiar voi nu băgați de seamă cu ce sfânt stați de vorbă? Aveam un unchi care a trecut, el la Domnul și i-a mântuit prin har și prin credință, din cer, dar era destul de legalist. Se silea foarte mult, era foarte serios. Era credincios, era foarte serios. Și căuta într-adevăr să împlinească și mergea până acolo, până acolo încât devenise destul de legalist. Și un alt unchi, o altă rudenie de-a noastră care mai aveau ei discuții teologice și la un moment dat îmi spune și zice, măi, Levi, unchiul tău ăsta, Vasile, mă, el așa crede că dacă el împlinește o poruncă, o împlinit și el o poruncă, zice, el așa se vorbește cu noi și se uită la toți de parcă el a împlinit toată legea. Și am să întâlniți și voi și sindromul ăsta vine și la noi, că dacă am împlinit una, două, trei, ai, măi, taman, Doamne, eu nu-ți ca ceilalți oameni. Iacov nu zice așa că dacă am împlinit una, două sau trei, e ca și cum am împlinit toată legea. Iacov vine și spune că dacă greșim cu privire numai la una, e ca și cum ne-am fi împlinit-o și am călcat-o toată și ne facem vinovați de toată. Așa că Iacov arată foarte clar că nu poți fi mântuit prin lege. Câteodată e un lucru care l-am auzit în România, l-am auzit în America și l-am auzit de la oameni din biserici. Păi știi, frate, eu am prieteni, eu am cunoscuți care sunt mai pocăiți ca pocăiții. Sunt mai buni, mă înțeleg mai bine cu ei. Cu ăștia din biserică de multe ori. Fraților, fim serioși, nu fim copii la minte. Cum mai spune la frate Costel câteodată, ne-a așezat Domnul împreună să ne mai șlefuim așa, muchiile, dungile. Și pentru că ne cunoaștem așa de bine și trăim împreună, ne lovim unii de alții. Și câteodată zicem, să vă spun și eu, că și am niște prieteni în Noua Zeelandă și în Guinea, Bissau, cu care n-am nicio problemă, că nu i-am văzut niciodată. Dar cu ăștia cu care stau împreună, mai... Am citit o întâmplare adevărată relatată de Charles Windle, un învățător celebru în America, bine acreditat și cu bună mărturie serioasă ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Și omul acesta dădea o ilustrație care e foarte scurtă. E frumos când o citești așa în detaliu. Într-un restaurant, un fel de fast food, un fel de KFC, ceva de genul ăsta, KFC, pizza la oaltă, ce era. Era timpul de masă într-un orășel și un domn, o doamnă, vin cu mașina, parchează în fața restaurantului, la un parking spot chiar așa în față, bărbatul stă de jos, doamna rămâne în mașină, se duce la ghișeu acolo și comandă două porții de mâncare, take away, nu? Îi le pune în cutii și se duce în mașină. Era foarte aglomerat pentru că era chiar timpul de lunch, de masă și toți erau acolo, erau toate ocupate, scaunele, mesele. El pleacă și la puțină vreme se întoarce înapoi și oamenii remarcă, observă că aceeași mașină vine, parchează în față și omul vine cu cele două cutii, se duce la ghișeu acolo și întreabă pe caseriță sau pe cei care serveau unde e patronul, că vrea să vorbească cu patronul. Ele se intimidează că se gândesc că ceva nu e în regulă cu orderul și în fine vine patronul și ce se întâmplă este foarte interesant. El, patronul i-a instruit pe angajații lui, pe băieți, pe fete, ca să nu fie vreun hold-up, știți că sunt cei care vin și pistolul și vor să ia toți banii, să pună banii în niște cutii din astea în care se pune mâncarea, așa cum cutiile de la KFC, și să-i pună acolo, vine undeva pe rafturi, chiar dacă vine cineva, să nu-i treacă prin cap. Și din greșeală, una din fete sau din băieți i-a dat, în loc de orderul lui, cele două cutii, a dat cutiile cu bani. Cu tot ce s-a încasat în ziua aceea și era vad bun. Și acum omul s-a întors înapoi să-i dea banii, că el a cerut cartofi, wedges și strip și, mă rog,
Și patronul a fost așa de șocat și de plăcut impresionat, încât a zis: vai, domnule, dar așa ceva extraordinar, nici nu vine să cred, ești un om așa de bun, ești așa de moral, să te întorci înapoi, să-mi aduci banii. Și bucuria lui și-a exprimat-o și a zis: fiți atenți, ce om avem! Cum te cheamă, domnule, de unde ești? Sunt aici din oraș. Dar vă rog, dar sunt atorilor că vreau să mă duc, mă grăbesc. Între timp s-a băgat în seamă și un reporter de la ziarul local, că stai, nu poți să te grăbești, cum să pleci, spune cine ești, care-i numele tău, cum te cheamă, unde lucri, vreau să te pun în ziar, dă voi să-ți fac o poză, pentru că nu-i așa oameni cinstiți în oraș la noi, se știe că avem. Un altul se bagă și el în seamă, care era la lanț și era la postul de radio și zice: vai, fantastic, vreau să vii să dai un interviu. În fine, când citești toată istoria, e super nice și e adevărat. Nu-i pildă, e adevărat. Și omul nu știe cum să plece și cum să lăsa și... Pentru că ei nu-l lasă. Îi trage deoparte pe reporter, pe ziarist și spune: domnule, mă rog frumos, lăsați-mă să plec. Dar ei mai departe: uite și cât e de modest! Nu numai că e cinstit și corect, e așa de modest, nu vrea să... Mai rar ca el, nu se poate, trebuie să-l popularizăm. Și omul deja îi crește tensiunea și fața roșie spune: ascultați, vă rog frumos, lăsați-mă să plec. Dar ce e cu tine, omule, de ce nu? Mă spuneți, vedeți mașina mea acolo? Da. Vedeți femeia din mașină? Da, cheamă și pe doamna să vină și ea să știe ce sos are, că știe ea. Nu, lăsați-mă să plec, femeia aia nu-i nevasta mea. Omul ăsta, cel mai cinstit și drept din oraș, pe care voiau să-l pună la televizor, pe care vreau să-l pună în ziar, care era și modest după evaluarea lor, era un curvar. Ce să zici, nu? Ce să zici? Acum, dacă nu furi și nu se susește al tău, poți fi tu mântuit pe baza asta? Nu! Pentru că, uite, cealaltă. Și apoi, dacă venim la definiția și tălmăcirea poruncilor, așa cum Domnul Iisus Hristos o face în Noul Testament, oare n-ai ucis pe nimeni? N-ai ucis pe nimeni. Dar oricine urăște pe aproapele său, ce este? Un ucigaș. Nici n-ai furat. Absolut niciodată. Nu mai vorbim de prea curvii, Doamne ferește. Dar numai că Domnul Iisus zice că oricine se uită și poftește. A și? Îți dai seama că toată lumea sub lăsă? Bărbați, femei, toți ca unul? Dar mai vine porunca aia care te pune capac, parcă era bine numai cu nouă. Poate mai era nădejde, nu? Care zice să nu poftești. Nici aia, nici aia, nici aia, și aici. Căci legea a închis totul sub păcat. Care este rolul pozitiv al legii? Că legea este dreaptă, spune Pavel. Și este duhovnicească. Două cuvinte țineți în minte oricând auziți vorbește de lege. Diagnostic și verdict. Diagnosticul este că legea dă cunoștința deplină a păcatului. Îți dă diagnosticul, ești păcătos. Faptul că știi că ești păcătos e bun. Dacă accepți, e bine, numai nu mântuiește. Când eu am primit un telefon în care doctorul mi-a spus, după ce avusese minunea, cum îi zice, când îți bagă tubul ăla, endoscopia, da, endoscopia, într-o seară am primit telefonul la mine, doar la Living Room, și m-a sunat că, dom'le, asta este și că e canceros. Și... Să știți că eu am crezut tot ce mi-a spus doctorul ăla, așa, am crezut de rău și de tare, de Doamne ferește. Am mai mers și la al doilea, la second opinion, că ei m-au împins, dar nu că n-am crezut, eu am crezut pe Dr. Gardner, l-am crezut, clar. Și a doua, mai grozavă și mai în detaliu, a confirmat același lucru. N-a fost niciun moment în care eu m-am îndoit de diagnosticul acesta. Diagnosticul a avut un rol important. S-a dat la timpul potrivit, s-a dat corect, s-a descoperit din vreme. Dar, dragilor, diagnosticul, faptul că ai o boală, nu te vindecă. Te face numai aware.
Sau dacă vreți, verdictul. Legea dă verdict, dă o judecată. Plata păcatului este moarte. Și Apostolul Pavel a acceptat acest verdict și a zis: o, nenorocitul de mine! Cine mă va scăpa de acest rob de moarte? Dar dacă rămâi aici, doar că accepți diagnosticul, dar nu urmezi tratamentul, doar că accepți verdictul că ești sub pedeapsă și sub blestem, dar nu vii sub semnul harului și a sângelui, legea ni se spune aici că ne-a fost un îndreptar. Acolo! Ăsta-i diagnosticul. Ăsta-i verdictul pentru tine, Levi Marian. Tratamentul, spălarea, curățirea, este acolo. Doi munți în Biblie, Sinai, Muntele Legii, Golgota, dealul sau Muntele Mântuirii, al iertării. Dacă stai la Sinai toată viața ta, știi că ești păcătos, știi că ești tu pedeapsă, știi și de ce suferi, dar nu poți fi mântuit nici prin verdictul legii, nici prin diagnosticul legii. Mântuirea este numai prin Domnul Iisus Hristos. Uitați doar încă o dată aceste versete și apoi cântă corul. Galateni 2:16. Totuși, fiindcă știm că omul este socotit neprienit, nu este socotit neprienit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos Iisus, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Am fost răstignit împreună cu Hristos, versetul 20, și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Capitolul 3, 9 și 10. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris: blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Observați armonia dintre Pavel și Iacov? Galateni 3, 10, Iacov 2, 10 și 11. Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este învederat că cel neprihănit prin credință va trăi. Însă legea nu se întemeiază pe credință, ci ea zice: cine va face aceste lucruri va trăi prin ele. Adică se mântuiește el pe el prin ele. Și adevărul este că nu ne putem mântui singuri. Numai o credință în Mântuitor, în Domnul Iisus, mântuiește. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, luând pedeapsa legii în locul nostru, fiindcă este scris: blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Astfel legea, 24, ne-a fost un îndrumător, un pedagog, un tutor, un învățător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Căci toți, nu unul mai mult ca celălalt, sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. Ce m-a făcut pe mine să am predicat asta pentru voi și pentru mine încă o dată a fost, pornind de la școala asta biblică, credința care mântuiește. Frate și soră, orice ai avea și orice ar avea cineva, dacă n-are această credință, n-are nimic. Ce ar folosi unui om să câștige sau să aibă toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Deci în încheiere vă rog să rețineți, orice ați avea, orice am avea, orice am împlini noi, dacă nu avem credința asta mântuitoare, nu avem nimic. Și apoi al doilea lucru. Orice am pierde, orice ni s-ar lua, case, averi, bani în conturi și viața, că până la urmă tot se duce, tot. Că nu o lăsăm noi pe ea, ne lasă ea pe noi și tot aia, nu? Dacă nu ți-ai pierdut credința și îți păstrezi credința, se cheamă că n-ai pierdut nimic. Și vreau să închei cu o scurtă poezie care o spuneau copilașii la biserică. Nu erau mici așa de tot, poate a spus-o și voi. Vă amintiți? Poți să pierzi averi și ranguri. Bogății și
și holdeți pe ei. Dacă n-ai pierdut credința, dacă ți-ai păstrat credința, totuși, n-ai pierdut nimic. Aș vrea să plecați așa de bucuroși de la biserică, nu numai că se încheie la timp, și numai pentru că s-a gătat, și să aveți o bucurie care se vă țină toată săptămâna și tot anul ăsta și până la capătul vieții să ne țină, că avem această credință mântuitoare. Căci prin credință am intrat în această stare de har și avem o nădejde care nu înșală, căci prin credință sunteți fii și fiicele lui Dumnezeu. Suntem cetățeni împreună cu sfinții. Dacă asta nu vă face bucuroși, îmi dau demisia de a vă îmbucura, că nu vă poți. Domnul să vă îmbucure. Sunteți fii și fiicele lui Dumnezeu, prin credință și prin har. Slăviți să fie Mântuitorul nostru. Amin. Corul cântă cântare și fie cu rugăciune. Stăm înaintea Domnului cu mulțumire pentru harul și binecuvântarea de care ne-a făcut parte, pentru mântuirea care ne-a dat-o prin Domnul Iisus Hristos, prin credința în Fiul Său. Fratele Daniel Decean este chemat să ne conducă în această rugăciune la încheiere. Amin, Domnul. Și aceasta nu vine de la mărgețe, dar Dumnezeu
Harul să fie cu toți aceia care iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Amin. Cu pacea Domnului, adunarea este liberă. Domnul să vă binecuvinteze. Har și pace tuturora și o săptămână binecuvântată.